La de ce este Mihai Trăistariu revoltat pe frații lui, nu-și mai vorbesc deloc, dar artistul îi urmărește din umbră. Cum s-a ajuns într-o astfel de situație, vedem chiar acum. Cum e situația cu fratele tău? Îl vei ajuta de sărbători, pentru că știu că tu tot timpul l-ai ajutat. Vine, face Crăciunul cu tine. Cum e situația? Nu, el... Eu i-am zis când are nevoie să apeleze la mine, el în principiu se descurcă singur și nu vreau să-l învăț, vreau să-l educ în sensul ăsta să se descurce singur. I-am spus tot timpul, dacă eu nu eram sau eram prin America undeva, n-are ce să-ți dea bani, trebuie să produci singur. Deci el se descurcă un an întreg. Eu vin așa ca un sprijin suplimentar. A fost un an cu pandemie și a fost dificil și i-am trimis de vreo 5 ori bani, dar în ultima perioadă văd că nu mi-a mai cerut, deja sunt câteva luni. Deja îl urmăresc pe Facebook și văd că postează, ceea ce înseamnă că e fericit, că nu are nevoie de nimic. Pentru că așa l-am învățat, dacă ajunge într-un colaps, să mă sune și să apeleze fără drept de apel. Și mai avem și o soră care îl ajută, tot așa, dacă e cazul. Dar dacă nu m-a sunat, înseamnă că nu are nevoie. Pe cum el te sună numai când are nevoie de tine? El mă sună... numai când are nevoie, exact. Dar să zic, așa e cu toți frații mei. Eu... chiar m-am revoltat acum câțiva ani că în afară de ziua mea de naștere sau Mihail și Gabriel nu prea primeam de la ei vreun semn. Dar probabil au viețile lor, nu i-am judecat niciodată. Au viața lor, au necazuri, au probleme, au familie. Fiecare își vede de treaba lui. Da, na. Deci așa. Tu vezi ce face fratele tău de pe Facebook, ca toată lumea, practic. Exact, exact. Dar el de o lună și-a activat. El avea Facebook făcut de mine de vreo 7 ani sau ceva de genul. Nu intra, îi posta în eu. Și văd că acum e foarte activ, a început să scrie. Nici nu. Dar se vând imagina. Operele lui pictate de el? Pe pandemie? În moment ce el supraviețuiește, înseamnă că vinde ceva. Uh-huh. El și-a făcut o clientelă și are oameni care cumpără de la el și din străinătate și din toată țara. Nu doar din Piatra Neamț unde locuiește. Deci, până la urmă, supraviețuiește din așa ceva. Eu nu am venituri decât am o școală de muzică și concertele. Amândouă sunt blocate. Sunt foarte necăjit, nu că pandemia, că înțeleg că toată lumea are probleme, dar dacă nu mă lași să fac ceva tu, statul, atunci oferă-mi ceva la schimb. Adică dă-mi un ajutor, nu șomaj tehnic de 1500 de lei. Eu am cheltuiel numai cu animale de 6000 de lei pe lună. Deci la mine nu funcționează. Eu îmi plătesc doar utilitățile cu 15 milioane. Mm-hmm. Telefonul și lumina, cablu, internetul. Deci nu. Mie îmi trebuie sume mai mari și atunci eu ce mă fac? Ce mă fac eu? Să-mi vând acum casa, mașina, ca să trăiesc.